Nu cred, se mișcă. Nu cred. Bă. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video împreună cu Sabina. O să jucăm acum, o să facem un challenge, o să facem, nu știu, puteți să-i spuneți cum vreți, un joc de tras la țintă. Știți că v-am arătat jocul ăsta, că am făcut unboxing la toate jucările alea pe care mi le-am luat și v-am promis că o să facem multe challenge-uri. Așa că, bineînțeles, astăzi îl facem pe acesta, da. Cu Hover Shot. Mai exact, jocul de tras la țintă, nimerește ținta plutitoare. Da, după cum vedeți, am schimbat puțin unghiul pentru că... Bau. Iar sunt fenomene strane. Da. Deci, dacă vă spun, dacă nu vă spun sincer, ne credeți sau nu ne credeți, dar în casa la noi se întâmplă fenomene strane. Jur, au dispărut anumite chestii, au fost mutate anumite chestii cu noi în casă, mici lucruri care s-au mutat și s-au întâmplat și ba chiar aragazul a fost aprins de nimeni. Dar oricum, astea sunt alte chestii, dar se întâmplă multe, multe fenomene strane. Deci cred că avem o fantomă prin casă sau ceva de gen. Sabina e frică, deci nu vrea să vorbesc despre asta. Da, ok, ca o paranteză. Deci avem aici, după cum am spus, un joc care are niște biluțe care plutesc. Adică nici eu nu știu exact cum vine, dar abia aștept acum să văd. Pur și simplu o să-l pornesc și probabil o să sufle aer și o să le ridice în sus pe aceste biluțe. Iar noi va trebui să stăm undeva pe scaunul acela, la vreo 3 metri, nu știu dacă se vede, dar sunt cam 3 metri distanță până acolo. Și să tragem la țintă. Iar bineînțeles, câștigătorul care le nimerește pe toate va câștiga. Nu știm ce va câștiga, dar va câștiga o pizza. Jucăm pe o pizza? Jucăm pe un like de la voi. Așa că puneți un mare like. Hai să desfacem un tic cutia să vedem ce are în ea. Că unde se desface? Mă fac comodă. Uite comodă. Bun. Tocmai ce am filmat și un video pe canalul Sabinei, așa că dacă vreți o să-l aveți în descriere să vă uitați. Deci ăsta e jocul. Stai așa. Și-l pui în priză ceva? Nu știu dacă îl punem în priză, cred că e cu baterie. Da. Mamă, dar ce ușoare sunt astea. De puf, dintr-ala, e de zăpadă artificială. Deci astea sunt biluțele de zăpadă artificială. Aici avem pistolul. Deci ăsta e pistolul. Și astea sunt chestiile pe care trebuie să stea. Hai să-l desfacem. Deci, pistol! Da, e mic. Ai ținta mică. Mă gândeam că-s bine dintr-alea de ping-pong mai mari, dar sunt chiar mici, mici. Yeah. Ok. Trebuie să le nimerim pe toate, bănuiesc, nu? Nu știu. N-are instrucție? Păi, n-are. Asta. Deci doar trebuie nimerește ținta. Deci, deci cine da, e cu nimerește baterie. Cele mai multe câștigă? E cu baterie, trebuie să-l desfac și să-i pun baterii, bărâbă. Nu? No? Nu sunt pătrate, există o problemă. Trebuie baterii dintre astea mari. Deci bărâbă trebuie să fug la magazin foarte repede. Da. Am revenit, a trebuit să fug tocmai la magazin să iau baterii mari, rotunde. Am zis că sunt pătrate, dar sunt rotunde, dar nici mari, nici mici, între medii. Și acum funcționează. Ok, deci ia, trebuie să-i punem mare, nu? Are... Lumânări, da, suport de lumânări. Stop. Stai, să băgăm astea mai întâi. Are 5. Aici reglezi viteza, cred. Viteza? Sau oprinzi. A, le dai mai în față, fiete. Cum? A, da, le prinzi. Nu? Sau le dai mai da. Sus? Nu. Nu știu. Ba da, ca să dai mai tare sau mai încet, cred că volum. Cred. A, nu, uite. Uite pe cutie. Să fie una mai sus, una mai jos. Cât de tare să sufle, știi? Cât de tare să sufle. Mai... Uite, mai una aici. Ok. Ok, se vede? Sper că se vede. Bun. Și ăsta când le pui acum? Pune-o. Pune aici, bine. Deci ăsta e micul pistol. Dar cum se încarcă? A, wow, trage așa? E greu de tras. A, trage așa. Da. Se juca cu el, cât am plecat eu, nu? Ia să ved. Dar cum, așa cu față? Eu tot apăsam pe el, avem presa. Ia, stai că-i dau start. Deci câte bile are? 10 are, dar triple are 5 aici, nu? Ok. Start, ești pregătită? Bă, fugi! Aia nu merge, ce? Te-ai blocat-o. Da, cred că am dat-o încet. Ia. Gata. Ei, bă, nu ai zis ce tare. Magie. Ce tare. Am luat o raznă. Ce-a făcut?
Adică, da, ia, și dacă o mișc pot... Dacă mișc... Nu cred! Mai, nu cred, se mișcă! Nu cred! Bă, cât e de tare! Hai că vreau să poze de thumbnail, poze de thumbnail! Repede! Aaa, bine, și cu pistolul, ia pistolul, așa, tu trage, ia. A, nu se vede pistolul, trebuie să iasă poza bine. Tot nu se... Ei, nu contează, așa. Bă, dar ce tare, okay. Și acum, deci reglezi asta, a căzut una. Deci reglezi de aici cât de tare se ducă, mai jos sau mai încet. Ia uite. Da, bă, dar ce șmecă, deci noi așa trebuie să le... Ok, hai să tragem. Stai, că încep să cadă. Ok, stai să pun pauză. Hop. Bă, dar ce frumos coboară înapoi. Eu n-am simtă. Bun, deci după cum se vede, ele plutesc și noi va trebui să le din mișcare timp ce se mișcă. Stai că a căzut. Mai una. Bun. Câte trebuie? Câte 10 de fiecare să nimerim? Pe ce ești nebun? De ce? Păi 10. Dacă nimeresc una, 5 și încotură 5. Poate vrei să zici câte încercări să avem. Câte încercări? Păi ai 3 săgeți. Da. Nu, dar e vorba că trebuie să le nimerești pe toate. Așa zice. Da. Nu știu, nu prea are un regulament clar. Trebuie să nimerești ținta, asta e ideea. Da. Bun, deci hai că ne hotărâm. Pune-te acolo un mare like, să adunăm multe, multe like-uri la challenge-ul ăsta. Ce-ai făcut? Și hai să începem. Fac proba. Faci proba? Bun. Da. Hai să nu dărâmăm ăsta, că deci îl punem aici pe marginea patului și o să ne ducem tocmai acolo. Ok, hai că-i dau pornire. A, uite măi. Trag. Stai. Trag. Blochează, da, s-a blocat? Și apoi apăs. Ok, ok, ia. Ok, hai. Ia fii atent. Hai. Bă, că s-a dus! Hai, nimeri pisica! Da, cred că nu o să le nimerim niciodată. Hai că stau eu în spate aici ca să dai în mine. Am tras? Hai, trage de la. Încarcă. Oh! Nu cred că o să-mi ia. Hai, mă. Deci, care de cele mai multe jos? Deci tu numai pe mine mă nimerești. Ok, rândul meu. Nici o șansă. Deci atunci stai tu în spate. Hai, nu mă lovești tare. Deci acum e aproape, deci aici e distanța de 2 metri. Hai, deci, de mai în spate. Păi da, la 2 metri acum și tu ai dat de la 2 metri și după aia mai în spate. Deci trag și cum, rămâne blocat? Da. Da, hai. Okay. Au! Ce greu e! Pare mai greu. Sau trebuie să stăm în picioare, nu mai bine în picioare? Ce, s-a vinut în spate acolo? Hai, mă! Ar trebui încă o cameră din partea asta să vadă cum te nimerez pe tine. Dar o ia așa strâm, nu știu de ce. Dumnezeu, nu, o ia strâm. Adică nu ia strâm, da? Se duce așa puțin, cred că vântul ăsta le deraiază puțin, le burează semnalul la săgeți. Hai, rândul tău, iar. Deci, vedem care ne merge cele mai multe. Deci, din... Sau măcar una. Măcar una. Hai. Dar oare dacă stau în picioare, îmi merez mai bine? Nu știu, stai cum vrei. Da, n-ai, cum tot de jos. Taci. Da, dar se duce asta? Deasupra. S-a dus rău. Poate invers. Nu cred. Mamă, deci... Ok. Uite-te pe ținta aia. Hai, bă, dar ce faci? La un metru? A căzut una. O mai căzut una. Le-ai buruia semnalul. Stai așa, s-o pun aici. Poate dau una în ochi. Stai, s-o pun aici. Ia uite. Dar nu așa, n-ai voie, nu. Prea... A, nu. E de la 10 cm, n-ai voie. Mai în spate. Nu mai am gata. Mai în spate. A, nu mai săgeți, hai mai de o tură. Dar dă-i de acolo. Hai. De acolo, încă o tură. Ce faci, mă? Nu știu. A apăsat fără să dea. Ce faci, mă? Nu trag până la capăt. Gata. Hai. Mai jos, că să văd cum trag. Așa? Cred. Că n-are sens. Mai în cap. Da, să nimerim. Cred că trebuie să stai la distanță. Trebuie să stai. Ce cade? Dai, cum ai căzut una? Hai, dă-te. Asta e a mea. Hai. Nu. No. Hai, dar am fost la dar cum e, mă? Să mișcă astea greu. Dai printre.
Vine o... Vine o dată la verde! Ai dat-o la verde, mă! Dată, ai dat ăsta verde, nu știu tot. Contează, a primerit. A dat ăsta verde, deci trebuia ca să dea... Ai dat cu totul. Contează, a primerit. Unde este geata? 1-0. Încărcam și... A. A. Păi, deci se duce pe sub. Bă, dar e greu, mă, serios. Direct am dat-o. Bravo! Am dat-o bine. Încă una. Asta de aici. Asta a doua, fii atent, hai, a doua. Hai, care se bălângă de tare. Ți-am zis? Acum mai dăm trei. Două. Hai că dăm săgețile așa. Hai că m-am prins, mă. Stai, dar deja 6 încercări. Hai. Am 2-1. Hai să încărcăm. Ia zi, stânga, dreapta sau în mijloc? Mijloc. Unde dau? Dau în cameră, acolo. În mijloc? Mijloc. A, s-a dus prea jos. Pe lângă, milimetri, mă. Nu mai e mult, că-ți dau... Că-ți dai cu curul, nu? Hai, mijloc. Ce n-am văzut. Ai întors cu spatele, ai văzut ce frumos am dat-o. Se vede reclamă, se vede reluarea pe cameră. Mai dă, dă că le dau și pasă tu, acum, dă. Hai. Dă că le dau cu cat, fii atent. Hai că am prins mecheria. Da, mi-explici. După aia dai tu, să explici și ția. Trebuie să tragi atent. Asta e șmecheria. Hai. Șmecheria e că el se duce puțin așa, deci tu trebuie să ții mai încoace. Fii atent, te dau pasă de aici. Hai. Și trebuie să uiți la nivel. Hai, deci eu trebuie să trag mai jos, cam așa. Ah, am dat puțin prea sus. Deci puțin prea sus am dat. Ah, iau ce tare, spălă lângă asta. Iar, vezi? Am derat. Băi, nu contează, a căzut. Fără să o ating, a căzut. Și asta? Aici! No! Ce? Bă, hai, rându-te-o, mai pune-o, da. Mai pune-o. Da, da? Hai. Rându-te. Hai. Stai aici. Vezi, gata? Astea două sunt la nivelul ăsta, iar astea sunt mai sus. Gata. Uite asta, ce fel face asta, vezi? Asta a luat o razmă. Stai să-i dau volumul mai tare și la asta. Wow, eu ce fel face asta? Gata? Stai să-i dau volumul. Hai că-ți dau fundul. Cam așa, cred. Gata? Da. Hai. Am doar una să știu. Una ai dat unde cealaltă? Nu știu. Oh! Deci am stricat jocul cu toată. Câte am dat? 4 deodată. Băi, deci 4 dintr-o lovitură, nu? Ok, mai ți-a rămas asta. Hai, nimeni nu-i spate. Ia săgeata. Unde mai sunt săgeți? Că nu mai vom săgeți. Hai, fii atent cum o dau acum. Da. Ferește spruntea? Hai. Deci tu dai numai în astea verzi. Ia săgeata. Dacă acolo nimeni rest. Hai. Mai ne sunt ca... Coișat. Deci unde trebuie să mă uit? Dai adică puțin mai... De... Ia să duce puțin într-o parte. Deci cam așa. Cam așa și... Așa, cam așa, puțin mai jos. Mai jos, ți-am zis, ia încă o dată. Hai. Hai încă o dată. Trebuie să-mi mergi măcar una așa. Da, ce te-am arătat pe tare? Trebuie să tau. Asta e grea, că e jos. Mai încolo. Așa. N-are sens. Ba da, eu din dreapta. Nu uite, vezi, ți-am zis că mai încolo. Ia, încă o dată, hai. Mai, prea, dai prea. S-a lipit, bă, deci astea au ventuză. S-a lipit de partea asta. Deci s-a lipit în spate și a căzut după aia. S-a lipit puțin. Hai, vreau să bă, deci uite. Dacă tragi în partea asta, rămân lipite, vezi? Au ventuză. Deci eu am câștigat, am dat 4 de dată. N-ai câștigat. Ia, dacă o pun așa aici, nu merge. Trebuie să aibă neapărat chestia asta, vezi? Dar mai multe nu merg? Bă, dar ce tare, zic, magie, iau. Hai, bine. Ce tare. Hai să mai pun ăsta la loc. Fii atent, de aici, da? Așa, jos. Aici, jos, chiar se duce puțin așa, ia. Dar încarcă, așa. Încarcă, hai să mă uit eu. Trage acum. A, puțin mai mișcat.
Tu dacă reții pistolul drept, dar ții unghiul în sus, degeaba ții unghiul în sus. Hai, ultima chestie. Asta e a mea. Mai, cam acolo. Unde e prea jos? Nu e jos, ea se duce puțin. Hai. Ține așa, trage așa cum zic eu. Mai lasă, va așa. Trage. Vezi, te duci încolo. Deci du-te mai încolo, tu îmi dă-o trebuie bingeai mâna. Ai zis? Hai, de la zi. Bun, prieteni, cam asta a fost challenge. Speră că v-a plăcut. Poate mă uit ce fiu păi blocat-o. Și sus are asta în mijloc. Bun, deci ăsta a fost video, sper că v-a plăcut. Încă o dată, dacă nu ați făcut-o până acum, să dați un like. Dați acum un mare, 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 mare like. Așteptăm până cade bila. A căzut, deci ați dat like, nu? Bun. Nu uitați să vă abonați la canalul Sabine, o să aveți link-ul în descriere de la nou challenge pe care l-am făcut și acolo. Stai să oprim chestia asta. O să vă las și un link în descriere dacă vreți să vă luați și voi o jucărie dintre asta, pentru că chiar mi se pare foarte interesantă și e destul de greu, mai greu decât pare. Deci și de la 2 metri e foarte greu pentru că se mișcă asta continuu. Și cam asta ar fi. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook și pe Instagram, o să aveți detaliile toate în descriere ca de obicei, bineînțeles. Cam atât. Numai bine.